Taxa pe bogăție, supranumită așa, se modifică iar. Cei care au o singură casă mai scumpă de jumătate de milion de euro vor plăti mai mult la stat. Până acum proiectul îi viza și pe românii ale căror locuințe însumau 500.000 de euro. Pentru că e nevoie de bani la buget, guvernanții s-au pus de acord să supraimpoziteze și mașinile de lux. Locuințele de lux ar urma să fie impozitate suplimentar. Pentru proprietăți, tot ce depășește valoarea de 500.000 de euro ar fi impozitat cu 0,3%. Asta înseamnă, de exemplu, pentru o casă de 2 milioane de euro, impozitul anual ar fi aproximativ 4.500 de euro. Valoarea imobilului este cea din baza de date a primăriei, însă noua suprataxă va fi încasată de ANAF și va merge la bugetul de stat, nu la cel local. Nu se limitează doar la casele de locuit. Vorbește de proprietăți imobiliare în general. Asta înseamnă că e foarte posibil ca ei să fi fost targetul, persoanele fizice care dețin și alte tipuri de proprietăți decât case. Hoteluri, spații de birouri, magazine. Tot cu 0,3% ar urma să fie taxate și mașinile care costă peste 75.000 de euro. Aceasta este o mașină la mâna a doua care are 20.000 de kilometri și costă 450.000 de euro. Asta înseamnă, conform noului proiect de lege, ar fi impozitată la suma de 375.000 de euro, ori 0,3% înseamnă aproximativ 1.100 de euro pe an. Suprataxa va fi aplicată doar pentru mașinile mai noi de 3 ani. Introduce niște distorsiuni, niște discriminări. Dacă ți-ai luat mașina pe firmă ca să scapi și de TVA, să scapi și de impozit pe dividende, adică n-ai fost un cetățean tocmai corect, nu plătești, dar dacă o ai pe persoană fizică, luată din venituri impozitate, trebuie să plătești. Secunda a doi, mulți se vor gândi, dar de ce să le țin pe persoană, le trec pe firmă. Taxele pe lux au fost propuse de PSD. Chiar mai mult să fie. Să nu-mi spună cineva care are casă de peste 500.000 de euro că dacă îi pui impozit de 0,5%, săracul. Nu-mi spuneți asta, că nu-i sărac. Sau are mașină de 75.000 de euro. Nu-i sărac. Nu există niciun fel de blocaj. Sunt discuții, sunt analize, sunt simulări pe care le facem în momentul de față. Numai că anunțarea lor publică înainte de a fi decise ar crea foarte multă agitație. Măsurile fac parte din mega pachetul de taxe și impozite pregătit de guvern. Pe multe propuneri încă nu există consens între cele două partide. Însă premierul Marcel Ciolacu amenință cu demisia dacă PNL nu va susține reforma fiscală.